Să
acest praznic luminat, noi cu drag am așteptat. Să auzim îngerii cântând și craii călătorind. Păstorilor din câmpie trevestesc o bucurie. Să aveți zile senine și le petreceți cu bine. Să aveți folos de nașterea la Iisus Hristos. Amin. Așa să fie și pentru dumneavoastră. Vă mulțumim și vă doresc ca sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos să o puteți trăi, în primul rând, cu bucuria credinței, ca o sărbătoare a întâlnirii. O sărbătoare a întâlnirii între Dumnezeu și om, între om și Dumnezeu. Dumnezeul care a îmbrăcat haina umană și omul care s-a lăsat îmbrăcat de har. Așa cum Preasfânta Fecioară Maria, cea plină de har, a fost prima care l-a văzut pe Dumnezeu întromenit în peștera din Betleem. La fel și noi, fiecare, să ne deschidem sufletele cu bucurie, pentru ca această întâlnire între Dumnezeu și om să aibă loc și în sufletele noastre. Să fie o întâlnire, deci, cu Dumnezeu, fie și o întâlnire între oameni, în familii, cu prietenii, cu cei aproape, să fie o întâlnire a împăcării, o întâlnire a bucuriei, a veseliei creștinești și mai cu seamă această întâlnire în aceste zile să ne ducă cu gândul la o altă mare întâlnire. Atunci când nu-L vom mai contempla pe pruncul așezat într-o iesle, în grota din Betleem, întunecoasă și friguroasă, ci îl vom vedea ca și preotul veșnic, la ospățul veșnic al Mielului, de-a dreapta gloriei cerești a Tatălui, în puterea și harul Spiritului Sfânt. Amin. Așa vă doresc fiecăruia și familiilor dumneavoastră. Mulțumim mult și ne bucurăm că și în anul acesta suntem în acest tradițional, i-a spune, colin. Mulțumim, acum lăsați un pic să vă mulțumesc. Yeah.
bate pagăre. Nu e de cu bate pagăre. Hai să vedem dacă se va Să ne spun Hristos, Mesia, Timpului nostru.